Distriga Surețele a anunțat sistarea alimentării cu gaze naturale la consumatorii casnici și non-casnici pentru modernizarea rețelei de distribuție în Slatina. Lucrări sunt programate luni pe strada Strehareț, unde nu vor fi gaze în intervalul orar 11-14. Pentru detalii, consumatorii pot apela serviciul de call center apeluri de urgență al Distriga Surețele la numărul unic 021-9281. Agenția Națională a Funcționarilor Publici a scos la concurs funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu, serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și disciplină în construcție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. Candidații trebuie să aibă studii superioare în inginerie civilă, masterat și 5 ani de vechime. 28 noiembrie este termenul limită pentru depunerea dosarelor, concursul urmând a fi organizat pe 11 decembrie proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Primăria Comunei Brâncoveni a făcut apel către toți proprietarii de terenuri agricole de pe raza comunei, indiferent de poziționarea tarlalelor, să se prezinte urgent cu toate documentele la sediul primăriei pentru a putea fi finalizate toate cele 2500 de cărți funciare gratuite. Până la începutul lunii fusese editate 596 de cărți funciare gratuite. Cinematograful Slătinan din incinta Centrului Cultural Eugeniu Nescu Slatina le propune micilor iubitori de filme pe marele ecran animația Ploii Inima de Viteaz. Aventura animată va rula mâine și duminică la ora 12.40. Ploie inimă de viteaz e povestea unui pui de fluierar care nu reușește să învețe să zboare, așa că e abandonat de familia lui când vine timpul migrației de iarnă. Cu ajutorul prietenilor săi, Ploie trece peste frigul arctic și scapă cu viață din calea unor inamici periculoși. 7 societăți din alte județe îi ofertează pe Olten cu locuri de muncă, cele mai multe fiind pentru șoferi autocamioane, industria textilă și construcții. Oferta ce cuprinde 175 de locuri de muncă, făcută prin intermediul Agenției Județene pentru Ocupare Olt, vine din Dolj, Arad, Sibiu, București, Vâlcea și Oradea. O firmă din Dolj angajând pentru punctele de lucru de la Vișina, Vulpeni și Bistrița Nouă.